împotriva unei jurnaliste destul de cunoscute din Germania s-a declanșat o anchetă penală. Ea este acuzată de putinism. Este acuzată de faptul că prin opiniile pe care și le exprimă de la fața locului din Ucraina sau din comentariile pe care le face în Germania, pledează împotriva curentului, împotriva Ucrainei și în favoarea Federației Ruse. Nu numai că este supusă unui proces penal, dar încă înainte de a se fi încheiat acest proces, i-au fost atenție sequestrate conturile cu toate economiile, de altfel modeste, de bani pe care le are și, mai grav încă, presa din Germania o acuză înaintea unei hotărâri judecătorești de putinism. Este pusă, deci, la zid. La noi procesul a fost invers. Mai întâi au fost acuzați unii jurnaliști de putinism și urmează, desigur, să li se deschidă și lor procese penale, să li se blocheze și lor conturile. Noroc că ziariștii noștri, în ghilimele, putiniști, nu prea au bani puși deoparte.